Cosma la final, doamna Buzoianu, vă rog. Vă dăm ultimul cuvânt ca să avem rotund frumos. Vă rog. Toată lumea a primit această notificare. Erau anunțate ciclonul și cod portocaliu și cod roșu cu o zi înainte. Deci nu este... Toată lumea a primit această anunțare că urma să se întâmple o astfel de, un astfel de fenomen meteo. Eu personal am depus astăzi cerere la Comisia de Mediu să chemăm în audiere reprezentantul Apele Române să vină să ne explice cum este posibil ca în anul 2024 să nu avem diguri care sunt autorizate, baraje care au fost puse și care au fost care au avut lucrări de întreținere, pentru că nu, să știți că nu s-a făcut tot ceea ce se putea face. În Budapesta, de exemplu, ieri când au fost anunțat cod galben și roșu. Nu vreau să comparăm un sat din județul Galați cu capitala Ungariei.